premierul Ludovic Orban a anunțat în ședința de guvern de astăzi că urmează să fie adoptată hotărârea privind prelungirea stării de alertă. Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României pentru 30 de zile, începând cu data de 17 iunie, a spus Orban. Premierul a enumerat măsurile de relaxare. Reluarea activității economice în mall-uri, cu excepția cinematografelor, restaurantelor și sălilor de jocuri. Se va relua activitatea sălilor de fitness și aerobic în condiții stricte. Se reia activitatea în after school-uri și grădinițe pe perioada verii. De asemenea, se vor deschide bisericile pentru slujbele în interior. Guvernul României a decis prelungirea stării de alertă pentru o perioadă de 30 de zile, însă măsurile de relaxare se vor lua în continuare odată la 2 săptămâni, dacă numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 nu crește. Shooting stars above.